Domnul Voiculescu procedează tehnic corect din punctul de vedere al metodelor de diversiune, de subversiune și de manipulare. Procedează foarte corect, le cunoaște. Omul are o țintă acum, targetul ăsta de oameni care, ați văzut ce argumente au, așa a spus domnul Voiculescu. Cifrele sunt reale. De ce? Pentru că le-a spus domnul Voiculescu. Dar ăia de la Colentina, nu știu, ăia nu sunt buni. Domnul Voiculescu, ce spune domnul Voiculescu, așa este. A reușit să își creeze genul acesta de suporteri care refuză să gândească rațional în legătură cu faptele, în legătură cu declarațiile, în legătură cu tot ce se întâmplă, care au convingeri, au credință în domnul Voiculescu. Și poate că avea dreptate persoana aceea care l-a semuia cu Iisus Hristos. Avea dreptate, pentru că iată a reușit, să știți că asta e un lucru greu. Când e vorba de manipula masele, să ai adepți de felul ăsta și are destui, care cred în el necondiționat, care nu aplică niciun fel de grile raționale asupra ceea ce spune și ce face, asta este o performanță a domnului Voiculescu. Și poate să-i utilizeze pe acești oameni, pe acești oameni și pentru scopuri mai înalte. Adică? Păi, sper că nu vă gândiți acum mai înalte la, eu știu, în materie de sănătate sau ceva. Nu. De pildă să candideze la președinție. Eu așa zice, cu oamenii ăștia pe care a reușit să și apropie în felul ăsta, să aibă masa asta de suporteri, eu cred că ministrul al sănătății, ce vrea să mai fie în continuare, e prea puțin pentru domnul Voiculescu. Piața Victoriei cu Cristian Tudor Popescu și Adriana Redelea la Europa FM.